Salutare, dragi prieteni! Așa cum promiteam în videoul trecut, astăzi o să facem un video în care o să vă prezint o pereche de puișori de rostovi roșii. Puișori de 2017. Și aici, la fel cum vă povesteam în videourile trecute, trebuie să avem răbdare ca puișorii să crească, să ne dăm seama de adevărata frumusețea acestora. O să pun puțin pe pauză, să scoatem puișorii afară, să-i putem observa cât mai bine. Am scos puișorii de rostov roșii afară. Să-i putem observa mai bine. Aici avem femela. Femela de rostov roșu, femela de 2017. Și masculul. O să vedeți pe parcursul videourilor mele cât o să se schimbe acești puișori. Încălțătura o să devină mult mai mare. Penajul lor o să fie altul. Mult mai frumos. Așa cum vă mai povesteam în videourile trecute, rasa preferată de porumbei din voliera mea, voliera Columbofil Junior, este rasa Rostov. Toate sunt dragi, dar rostovii plac mai mult decât celelalte rase. O să revenim în video următor și cu o pereche de rândunele de Saxonia, altele decât cele pe care vi le-am prezentat, o pereche de rândunele de Saxonia tresă neagră. Ia uitați ce blând sunt acești puișori de rostov roșii. Încălțătură frumoasă, încălțătura pe care o au în creștere. O să încerc să vă arăt și cum arată încălțătura lor. O să le pice această încălțătură când o să năpârlească. O să devină una mult mai frumoasă. O să încerc să prind și femela. Ia uitați, aici se poate observa cum încălțătura începe să crească. Îmi pare rău, din voliera părinților de acolo s-a stricat puțin încălțătura. Dar ei o să... Această încălțătură o să-și revină. Ei, având o beneficiind de o altă fel de mâncare aici în voliera puilor, o să facem un video și cu mâncarea puilor. Sper să vă placă acest video cu perechea de puișori de rostov roșii. Avem altă pereche deja micuță, de vreo câteva zile. Dar până vom face un video cu cealaltă pereche, o să mai dureze ceva. O să lăsăm să zboare și femela. Ia uitați-o. Vedeți câtă mâncare împrăștie acest puișori. O să... O să le dăm mai puțină mâncare, să învețe să economisească. Vedeți, așa arată mâncarea pentru pui. Sunt 20 de semințe alese. Am spus că o să facem un video și cu mâncarea puilor. Să vedeți despre ce e vorba. Acesta a fost videoul. Până data viitoare, eu vă salut și vă urez toate cele bune.